Bună și bine te-am regăsit la un nou episod Sfatul Sănătos despre afecțiuni medicale. Sunt dr. Vladislav Demnar și astăzi vorbim despre tratamentul chirurgical al bolii Dupuytren. Tratamentul chirurgical constă în îndepărtarea porțiunii afectate a aponevrozei, adică aponevrectomie parțială cu ameliorarea poziției și funcției degetelor. În cadrul tratamentului chirurgical, tehnica mea favorită, pe care o practic în majoritatea cazurilor, este tehnica deschisă MCASH. Tehnica MCASH este o tehnică deschisă, cu incizii transversale, după eliminarea bridei retractile și întinderea degetului afectat, se obține un defect tegumentar, care se vindecă prin epiterizare centripetă, adică din margini spre interior, în 3-4 săptămâni. Mărimea defectului este proporțională cu severitatea maladiei Dupuytren, adică cu cât degetul este mai retras în palmă, cu atât defectul va fi mai mare. După operație este necesară participarea la un program de fizio-kinetoterapie recuperatorie. Controlele periodice postoperatorii monitorizează rezultatul tratamentului și evoluția bolii. Până data viitoare, dacă ai considerat această informație utilă, poți o distribui și prietenilor tăi. Iar dacă vrei să afli mai multe, te aștept cu articole pe site-ul bestetic.ro.